Salutare! Bună ziua! Ne aflăm astăzi alături de domnul Biolan Petre, inginer horticultor. Ce ne-a adus aici, în primul rând, este acest arbore, un arbore cu totul special, un relict, o fosilă vie. Da. Cum spuneam, domnul Petre este inginer horticultor cu o mare și vastă experiență, mai bine de 50 de ani. Dânsul a înființat prima pepinieră specializată în care a cultivat, a plantat acest arbore, Ginkgo biloba. De fapt, am seonat, că am seonat semințele, da, exact. Și am obținut puieți, după aia am transplantat ca la pepinieră. Prima dată îi faci mai des, după aia îi rărești. Da, din 2007 am început să 2007. Cultiv. Wow. Îi spuneam colegul nostru, domnul Ienescu, da, domnul Ienescu, că dânsul are și nume de ăsta mai poetic. Am povestit o chestie, poate o pune pe melodie. Cum a fost? M-am dus la grădina botanică, era iarnă. Botanică, și, grădina botanică din București, din București, Dimitrie Brânză. Da. Și eu știam că am făcut și o școală tehnică orticolă pe la Curtea de Argeș și ne spunea de aia despre arborul ăsta, că e cel mai bătrân din lume, că e din vremea dinozaură, exact, de 300 milioane de ani. Da. Da, 250, și am luat, pentru prima dată, am luat pseudofructe. Sunt precum caisele, așa le și spune. Și erau înghețate. Și într-o lebuz s-au dezghețat. Domnule, și-a venit un miros și m-a udat, că făceau tinerii puf, puf, puf. Așa. Da, dar nu știu dacă asta avem aici un fruct, da, galbulusul, fructul care într-adevăr nu am, este cărnos pseudofruct. Și pseudofruct, da. Că e din conifere. Da. Este o îi cade frunza, dar e din conifer. Da. Și are într-adevăr, cum spunea domnul Petre, un miros care se aseamănă, nu știu, cu untul cu fecalele, încinzit. Cu fecalele. Da, e un miros destul de neplăcut. De-aia făceau tineri. Au crezut că am făcut pe mâine. Da, datorat și de acidul buteric, dacă nu mă înșel. Exact. Dar să știți că acid buteric, chinezii îl folosesc contra cancerului. Deci folosesc această pulpă a pseudofructului contra cancerului. Sămânța o folosesc japonezii ca delicatesă. De anul nou al lor, de nu știu ce, de cele mai mari sărbători, folosesc semințele prăjite. Și de aceea este pe cale de dispariție totuși. Fiindcă se mănâncă, domne, se mănâncă semințele, se mănâncă tot. Și să vă mai spun ceva. Se are grijă să se facă medicamente din frunză, dar nu se are grijă de pom. Ei, în țările occidentale și în America, se cultivă pe suprafețe mari. Și se lasă atât, ca pe un arbust, da. Și după aceea cu mașini se taie frunzele. Bun, deci săracul puiet nu mai are timp să se facă arbore. Și m-am gândit, în prostia mea așa, zic, domne, eu vreau să salvez acest pom. Vă spun sincer, și o sămânță mi-era, n-am vrut să o mănânc. Știu, mă, știu, frate, știu. Dintr-o sămânță să face un pom. Dintr-un pom crește, ei au și femelă și exact, băiat. Încă o caracteristică a acestui arbore este că este unisexuat dioic. Da. Adică avem arbore mascul și arbore femelă. Așa că în toată România cei care se ocupă așa cu pomii se întreba, bă, da, Ginkgo biloba, de unde l-ai, mă? Și vă spun eu că de la și mine. De la am dus la toate mănăstirile din Moldova, am dus la Predeal, am dus pe Transalpina, pe Transbucegi, pe Transfăgărășan. O să vă arăt un pomișor de pe Transfăgărășan, care a stat două ierni acolo. Și să vedeți că a pornit iar. Chiar la Bâlea Lac. Dacă ajungeți la Bâlea Lac, da. Vis-a-vis de cabană, găsiți pomișorii puși de mine. Ce se întâmplă? Spun sincer, aproape sunt om de știință, dacă tot mă ocup cu atâta. Domnule, rezistă. V-am spus și două ieri. Vă arăt dovada acolo.
am un puișor, dar nu crește, nu are timp să crească. Sunt condițiile foarte, foarte aspre acolo, vitrice. Da, 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 știți că doar jneapă nu crește și da, afinul și da, golurile alea alpine. Da, da, da. Da. Într-adevăr, cum spunea domnul inginer, trebuie să mărturisim urmăritorilor noștri că dânsul mai are și 5 invenții brevetate, tot în acest domeniu, al plantelor medicinale. Și da, noi ne-am întâlnit în urmă cu o săptămână la Toamna Horticolă, unde a făcut facultatea de horticultor. Unde dânsul, da, a terminat facultatea, da, a absolvit. Și atunci ne-am mărturisit că i-a fost milă să încerce să mănânce din semințe, din semințele. Da. Arborelui pagodelor, cum se din, mai numește. Din pulpa a mâncat. Am și înțeles. E bine să știe ascultătorii și telespectatorii noastre că nu e bine să mănânce multe. Am mâncat 3-4 pulpe din alea, altfel le-a leșinul. Vă spun sincer că odată, acum nu știu dacă am leșinat acolo, dar m-am trezit, supă, dar chiar am leșinat. Am mâncat prea multă pulpă fac pe mine experiențele. Bine, nici așa grave să știu că e pericol de moarte. Da, evident. Dar fac pe mine experiență. Ce să, totuși, să mai vorbim despre istoricul acestui arbor, foarte important pentru oameni, se știe că a scăpat la Hiroshima. Singura vietate care a scăpat a fost un pui de Jingo Biloba, chiar la 30 de metri de epicentru, cum ar fi căsuța aceea. La 30 de metri de epicentru s-a găsit anul următor bombardamentului un pui de celebrul Depardieu, artistul francez, când a fost în Japonia, a arătat, ăsta e copacul care a rezistat la Hiroshima. A luat premiu Nobel un englez, Corey se numește, și se poate verifica de oricine. De ce? Că acest Corey a descoperit că această frunzuliță combate astmul, e bună pentru șocul anafilactic, știți când moare omul, da, da. Și se dă și la cei care fac transplant de organe și li se dă Jingo Biloba ca să nu mai respingă organul. N-am înțeles. Deci savantul Corei din Marea Britanie. Așa, paralel cu acest savant, ar trebui să-mi dea și mie un premiu, nu știu ce premiu să-mi dea, premiu domnești. De ce? De ce? În primul an de când am cultivat, deci în 2008, când au apărut puieții, aveau frunzulița mică, cam atâta. Deci, atenție mare! Una să e atâta... Să venim mai aproape cu ea de cameră. Una e atâta, că... Vedeți? Eu cu soția am început să mâncăm câte 7 frunzi. Nu știu ce mi-a venit mie 7 în cap. 7 frunzi. Așa, e o cifră magică, cu da. Însemnătate, da. Soția mea și socrul meu, deci era ceva genetic, avea un azm, se sufoca, în autobuz, într-o leibuz, oată, și nu știam ce să-i fac, îi suflam pe gură, pe vremea aia, eram și tineri. Dom'le, aveți cuvântul meu de onoare că din primul an s-a vindecat și nu și-a mai revenit acel azm. Deci, în 2007 am semănat, în 2008 au apărut aceste frunzulițe, am mâncat o vară câte 7 din astea mici. Uitați, să nu mănânce de astea, să apuce nu cineva, voi mănânc și scap. Nu, îl apucă hemoragia. Și a scăpat de azi. Le-am spus, mă, tu trebuie să fii recunoscătoare acestui arbore. Altceva ce vreau să vă spun. Și poate că ar trebui în fața camerei să vadă oamenii că așa ceva nu văd. Mai vede la ciuperca pleurotus. Uitați-vă la nervuri.
Mai mă apropii? Uitați-vă că săracul fostul meu director general la Plafar, Florentin Grăciun, când ne-am arătat, zice, băi, e o țesătură de nervuri, mă. Și, Da. E Florentin Crăciun, da. Care el a înființat Plafarul în România. Am văzut că s-au mai ivit. Oameni, într-adevăr, buni, profesioniști, dar chestia asta cu înființatul Plafarului, Florentin Crăciun. Bun. Ce să vă mai spun? Vorbiți-ne puțin și despre forma unică, să vadă urmăritorii noștri. Că e o frunză cu totul specială. Și de la ce vine epitetul specific al denumirii științifice? Da. Pentru că... Da, l-am schimbat. Știți, pomii ăștia nu se mai numesc biloba, gingobiloba, și se numesc gingobilona. De ce? Bilona, prin anagramare, e biolan. Foarte tare, foarte tare. Chiar să știți că m-am gândit la jocul de cuvinte, da, a numele, da, dumneavoastră și biloba, da? Da. De aceea se numește biloba, care... Dar să știți un lucru. Sunt bilobate numai în faza asta de puieți. Când e copacul mare, nu mai e bilobată. Da, se unesc cumva sau mai rămâne o mică, da, mică, da, de spicătură. Da, foarte, da, mică. Da, da. Frunzele, că tot... O să fie oameni interesați. Frunzele nu se recoltează când sunt galbene. Frunzele se recoltează când sunt verzi, crude. Și ia uite așa, frunzulițe frumoase. Aici, extraordinar. Ia uite așa, ce forme. E ceva deosebit. Așa, deci se recoltează, dumneavoastră m-ați prins cu ele cam culese. Da, aproape ne aflăm culese. În luna lui Brumărele, în octombrie, da. Ce se poate face din aceste frunze? Fie le uscăm și facem din două linguri de frunze zobite, deci le uscăm, zobim frunzele și două linguri le zobim în momentul când preparăm ceaiul. Deci punem ibricul cu o cană cu apă, dăm clocot, și noi zobim repede două linguri, punem acolo, astupăm, după un sfert de oră bem. Nu se bea după amiaza și seara mai ales, fiindcă activează creierul. Înțeles. Bun. Da, da. Ce se mai poate face? Aceste frunze se toacă mărunt și se pun într-o sticlă și după aia se toarnă alcool. Peste deci ele. L-a macerat cumva. Da, l-a macerat. Unii pun în miere. Dar atenție, nu au voie să bea cei care au hemofilie, fiindcă el are proprietatea de a fluidiza sângele. Cei cu hemofilie și așa au scurge de sânge. Da. Cei care merg la operații, cei care scot dinți, dar să știți că au fost la stomatolog și mâncase frunze și n-am avut nimic. S-a coagulat sângele. Mai sunt și sperieturi mari, așa, cu hemoragiile, cu astea. Dar e lucru extraordinar. Combate două boli teribile. Parkinsonul și Alzheimerul. Bine, care să țin de tratament sau care e ce trebuie. Da, că dacă da. Luăm zobitura aia din farmacii, că am văzut, zobitură, domnule, o zobitură galbenă. Cred că au adunat cu greblele după sub copaci, le-a măcinat și hai să le dăm la fraier. Păi din aia nu o să te vindeci în câte-i lume. Trebuie să ai copacul tău, să-l lași la vreo 3 metri, ia uitați, ăștia au aproape 3 metri, îi lași la vreo 3 metri, și după aia poți să retezi vârful. Aici sunt mai mulți, să nu creadă oamenii că... De exemplu ăsta. Vedeți? Îl lăsăm să crească ramificat. La mine nu au cum să crească ramificat, că sunt deși. Da. Da. Dar acasă la el crește ramificat frumos, îl lasă la 3-4 metri și după aia cu o scară poate să urce, că merită. Că nu mai e...
o monedă de aur, cum a fost pe vremuri. O monedă de aur se plătea, o frunză. O frunză, o monedă de aur. Sau, când a venit primul copăcel în Europa, a fost plătit cu un sfert de kilogram de aur. Vă dați seama? În Europa se spune că a ajuns în anul 1730. Bravo. În Olanda. Așa. Da, da. Și, dar să revin la tratament. În primul și primul rând, oia, ia uitați, furtunul ăla. Furtunul ăla, dacă eu nu aveam furtunul ăla, totul era uscat aici. Dacă venele noastre de 100.000 de kilometri, 100.000 de kilometri avem, nu ar fi curățate de această frunză, curățate, cum să vă spun eu, vasele au și ele ca și furtunul, o membrană prin care curge sânge. Dacă aia este rigidă și îmbătrânită, da, se sparge și face ori comoție cerebrală, atac cerebral, ori infarct. Acești gingobiloba, deci pereții vaselor, suta aia de mii de kilometri, domnule, ceva, nu da, unul zice, ăsta e nebun, dar să știți că oamenii au mai fost aduși cu picioarele pe pământ și cu lucrurile astea. Bun, deci această gingobiloba curăță cea sută de mii de kilometri, face membranele flexibile să nu se spargă, să nu producă atac cerebral și sau infart. Și culmea e că prima dată favorizează cel mai important organ al nostru, creierul. Se duce la creier, după aia la inimă, după aia la membre. Da, eu jucam șah în parc, de aceea m-am dus, că mă înghețau picioarele. Și aflasem că... Asta nu, atunci în 2007. 2007, sau, da, 2008, toamnă. 2008, da. Nu, exact în toamna lui 2007. Că mi s-a născut un nepot atunci, da. 2 octombrie. Și de atunci n-am mai avut probleme. N-am mai avut, chiar își face treaba. E util și pentru... diabet, e util pentru vertij, știți, sunt acea senzație de zgomotele alea. Și, da, 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 da. Și ce să vă spun? Da, este un arbore miraculos. Un arbore miraculos care oamenii au început să-l... ar trebui să mă întrebați de autoritățile. Autoritățile. Da, ce spun, autoritățile. Sau sunt conștiente de existența Ginkgo biloba? Autoritățile din România mi-au zis: ce cultiv, domnule, ăsta? Cultivă roșii, cultivă... Da, sunt bune și roșiile. Ia uitați, am făcut solar pe ziduri. Vertical, pe da, ziduri. Da. Încă le mai duc. Și așa. Aici, mă scuzați, ne spuneați că avem o cultură intercalată, practic. Mai da. Multe, da. Da, între ginkgo ați plantat, ați semănat și... Dar stai să nu... Da, să nu să ne întoarcem la autorități. Da. La autorități. Dom'le, un ministru, un prim-ministru care a luat așa puterea, inginer horticultor, am zis: domnul prim-ministru, eu... sunt primul român, sunt horticultor ca dumneavoastră și am cultivat Ginkgo biloba și n-am cui să-l dau, că lumea nu știe. Trece trenul spre Craiova. Noi suntem în Domnești. Acum. În Domnești, da. Domnești de Ilfov. De Ilfov. Și, dar cine v-a pus să cultivați? Auziți și noastră. Întrebare de horticultor, nu zi de prim-ministru. Păi domnul, că sunt țări care cultivă sute de hectare. Nu vor, tratatele alea lor, poate că nu e voie ca să ne băgăm noi decât
Pe oiță, pe ce? Că nu ne mai băgă pe nimic. Așa. Fiți atenți. Altă plantă extraordinară, extraordinară, Madagascarul a combătut COVID-ul. COVID-ul cu sora pelinului. Artemisia absinthum, pelinul, nu? Așa, și e una care e anuală. Simte, se simte foarte puternic mirosul, într-adevăr. Asta e singura artemisia anuală. Acum se recoltează cât e înflorită. Wow! Fiți atenți! Deci a luat premiul Nobel Gingo Biloba. A luat premiul Nobel Corei, nu Gingo Biloba. Haideți totuși da, tot așa. La... așa. Ei, se murea pe capete de malarie și o doctoriță chinezoaică le-a dat cei din planta asta. La aia, și la aia din comă. Bine, la aia le-o fi dat intravenos. Dar cert este că îi scotea din comă. Deci aia erau terminați. Asta acum vreo dacă nu cumva tot 2005. În sfârșit. Se poate scrie pe Google. Artemisia annua sau peliniță, premiul Nobel. Bun. Ce se întâmplă? Acum la pandemie, înainte de pandemie, eu aveam aici două garaje de beton, unde sălășuiam da, eu, cum da, se da. Spune, da. Și... era biroul meu acolo. Țiganii furaseră toate ușile, toate astea, nu mai aveam nimic. Dom'le, în 2019, din primăvară, mi-a apărut două plantuțe din astea. Da, fără să le... în ușă. Da. Eu sunt sincer. Mint doar, Doamne ferește, că e război și cu amorul nu mai e cazul. Să mai mint. Așa. Vă spun sincer... că eu nu o cunoșteam, îi ziceam bătrâniși. Bătrâniși. Din, da. Era greșit. Nici pe bătrâniși nu știam, înseamnă. Că dacă că da, și da, bătrâniși. Da, că confundat. Da. Bun. Dom'le, cum a venit pandemia, oată mi-a deștept așa, nu sunt, am o intuiție grozavă. Și iasă-mă să mă ocup eu de planta asta. Și dau din colț în colț, dau de colo, de colo, colo, colo. Și aflu că e pelinița sau artemisia annua care combate COVID-ul. Deci mie ne-a apărut în ușă în 2019, mi-au apărut înainte aceste două plante. Da, bun, da. Hai să vă spun ceva. Mai avem loc? Ceva teribil. Iau remorcuța, că ați văzut remorcuța. Eu sunt capitalist de la domne. Așa am văzut în poze la Revoluție, că ne învăța americanul. Cu remorcuța și îți faci treaba. Da, eu da, m-am retras, că eram inginer de la trust, la minister, m-am retras și cu remorcuța mi-am făcut plantea de la export și am putut să trăiesc. Bun. Mi-a luat remorcuța și zic, mă duc în Delta să găsesc această plantă. Era, deci, în plină pandemie. Aflasem că Madagascarul folosește ceaiul de asta. Bun. Bun. Dom'le, îmi fixase copiii pe GPS, că nu știam, Tulcea, dar m-am oprit pe acasă pe la soție, mai dăm niște bani, mai dăm niște bagaje, la ora 17 seara. Și cât am stat eu pe acasă, s-a dus naibii GPS-ul. Ia să te mă nițel, nu mai știam să ajung în Delta. Da, da. Zic, nu ajung în Delta, mă duc la Techirghiol, că pe acolo mai văzusem eu, că am frecventat Techirghiol. Dom'le, cum ajung la intrarea în Techirghiol, cum merge spre ăla care se numește și canalul, spre localitatea aia. Și la intrarea în Techirghiol, dar pe centură, când mă uit în a fost secetă cumplită, știți, atunci, da, da. Și în pandemie, și secetă și pandemie. Când mă uit în stânga, domnule, total verde, câteva hectare, verzi, verzi, verzi.
Deci în toată uscătura până acolo, domne, m-am închinat. Trag de mașina într-o parte și domne, aici le-am tăiat, vedeți? Sunt urmele plantelor. Da, aici se vede mai bine. Ia uitați. Da, da. Sunt urmele plantelor. Așa erau acolo, una lângă alta. Uite și aici. Uitați, ea trăiește un an. Dar ia uitați și... Da, e bucuroasă. De aici și mătura raiului. Se făceau mături. Dom'le, ce înseamnă să fii și fraier? Am făcut vreo 4 microbuze. Am făcut. Am închiriat și am adus încoace. Zic, salvez românii. Știți cine a luat? Cine a cumpărat? Doamna directoare a Muzeului Național Statului, doamna directoare Sanciu Popoiu, a mai luat o consăteancă de-a mea, Oțelea, și o doamnă, tocmai din Irlanda, domnule. Doamne. Uitați da. Că mai sunt și oameni deștepți. Tocmai din Irlanda, și trimiteți-mi și mie. Săraca a plătit pe transport da, nu știu cât, da. Că era 30 de lei kilogram. Dar și acum mi-a spus, și acum mai am din... Am amestecat-o cu Gingo Biloba, că merită. Merită. A, se zice că cine bea un om cu cancer în 48 de ore, nu știu dacă o fi așa, am dat la oameni cu cancer și văd că trăiesc și mă bucur că trăiesc. Aceasta, făcută cei, dar împreună cu plante cu fier, cu urzică, de exemplu, sau cu sfeclă roșie, în 48 de ore elimină 98% cancer. Nu știu dacă e așa, sincer să fiu, dar eu le-am dat. Am avut și cazuri când făcea soacră sa, nici acum nu mai vorbește cu mine. Au băgat-o în mormânt, da, adică sunt niște oameni așa de... Ei, sunt și oameni de valoare, cum am spus, de doamna directoră, am dus la muzeu, am dus plante imediat, cum am aflat, pe 18 mai a dat drumul la pandemie atunci și am fost primul om cu plantuțe. Astea sunt plantuțele. Au răsărit din semințe. Vedeți? Au o rădăcinuță. Și ajung apoi la dimensiunile de aici. Da, minunat. Ne-ați povestit despre proprietățile arborelui Ginkgo biloba, am discutat puțin și despre etimologia numelui, ne-ați povestit și despre această cultură intercalată, dar unde ați mai asociat și alte specii. Haideți să ne spuneți puțin, vă rog, și despre valoarea lui peisagistică, pentru că arborele pagodelor nu are doar aceste calități pe care nu le cunoaște toată lumea, are și calități peisagistice. Am văzut pe net că se vaită, mai studiez ce asemănător cu meseria mea. Și vorbeau despre pomii cultivați în orașe. Zice, domnule, ce facem că să usucă pomii? Bă, într-adevăr, în orașe sunt temperaturi de 70-80 de grade, știu eu, pe asfalturile alea, cum să nu se usuce. Dar ăsta, eu zic că nu se usucă, Ginkgo biloba. Și chiar cum urcați spre universitate de la Cogălnicianu, sunt puși mai mulți, vreo 15 pomi mai înalți ca ăștia. Chiar sunt curios dacă s-au uscat. Dar am și pomii mei. La Teatrul Național, fața Teatrului Național, pom de la mine. Asta voiam să vă întreb. Unde putem întâlni Ginkgo biloba în București? Eu știu câteva locuri. Întâlniți pe mei, în primul acum rând. Acum aflăm de mult mai multe. La Sala Palatului. Iar sunt doi pomi de-ai mei. Eu în Câmpineanu, Sala Palatului. Da. Super. Luni mă duc eu la Sisichet și la spectacol și vreau să-i văd. L-am dat pe ăsta de la Intercontinental. Deci la Intercontinental... se vede dintr-o lebus. Și când mergi spre Obor și când se vine de la Obor, dacă te uiți puțin în stânga, e unul mare, ne-a zis doamna de la ADP, că nu e de la mine la mare, și unul la vreo 5 metri de el, mai micuț. Ăla e al meu.
Dar puteți să mergeți la, v-am spus, la mănăstiri. Aici, la Ciorogâr, la pom de-ai mei, la, să vedeți, că sunt măicuțe care se îndrăgostesc, domnule, de pomi. E la Orșova, am dat, la stareță. Noi ne-am îndrăgostit de pomul ăsta, facem ce-i, nu știu ce. Am dus la o doctoriță, că aveam niște probleme neurologice, și m-am dus la o doctoriță, i-am dat, doamna doctor, e legată de meseria noastră. Și după câtva timp m-am dus iar la control, domnul Biolan, îi pup frunzele, îi pup frunzele, dacă m-au zis așa, i-am mai dus. Și oamenii valoroși își dau seama, eu aș vrea să fie, să fim toți valoroși, să mai lăsăm nițel porcăriile astea care spală creierul cu televiziunile și mai bine să uită la site-ul care noastră, care sunt extraordinare. De-aia v-am, eu când am trecut pe la Facultatea de Horticultură, a, uite-mă, domnule, bine, care da, sunt dar confrații mei. Dar l-ați pe colegul nostru, pe Mihai Enescu. Confrații mei, da, domnul Enescu. Voiam să vă mai întreb, acum mă gândeam în timp ce ne povesteați, pentru că am vorbit de valoarea peisagistică, de coloritul super, pentru că acum în toamnă frunzele capătă un galben intens. Copaci mai maturi. Da, fiind un arbore dioic, se spune că ar fi de preferat să nu plantăm exemplarele feminine, nu? Pentru așa, că fructifică. Fructifică și atunci cad pe jos, da, și da, calcă și tineretul se strâmbă. Da. Nu știe că îl tratează de cancer. Exact. O curiozitate este dacă știți să existe diferențe între arborele mascul și arborele femele. Nu, mă refer nu, la sincer proprietăți. Să fiu, nu știu, da, le-am tot studiat. Dar eu am trăit din astea și, domnule, eu citesc teorie seara, citesc mult, că n-am ce să fac. Și rețineți cu ajutorul, nu? Poate contribuie și la da, reținere și... În mod sigur, în mod sigur. Dar mai bag ceva, domnule, chiar dacă e în afara subiectului, domnule, studiez și cărțile chinezești. N-am nimic cu chinezii, nu... Din China a fost introdus în Europa ginkgo biloba, da. A, fiți atenți! China a dat la fiecare țară membră a Uniunii Europene cât un pom ginkgo biloba. Ca să fie da, prietenie, da, da. A zis pentru longevitate, că știți că trăiește da, cel puțin 1000 cel de ani. Puțin 1000 de ani, exact. Longevitate, sănătate și nu știu ce. Eu mă aplec la ceea ce zic chinezii. N-am treabă cu politica. Că ea sunt cum sunt, pe mine mă interesează domeniul ăsta al sănătății. Domnule, fiți atenți. Eu am dat la Bumbejiu, poate chiar prin noastră, nu știu cine a luat, 100 de pomi din ăștia mari. Eu, la 73 de ani, acum 2 ani a fost, cu cazmaua, am scos, și era și pământul tare, 100 și ceva de pomi din ăștia, i-am mocirlit, i-am măsurat și a doua zi dimineața am trimis prin poștă la Bumbejiu. Da. Curieratul nu ia pomi. Fiți atenți. Ce se întâmplă? Cel mai important lucru pentru om este respirația. Și e cel mai, cum să vă spun eu, ca și natura. Tot ce e foarte valoros, uite așa dăm cu șutul. Uite așa dăm. Cum e și femeia. Femeia e următoarea după natură. Foarte valoroasă. Dar ea e cea mai mătrășită. Bun. Deci, tot studiind, eu prima dată mă lua somnul, că nu pricepeam. Dar până la urmă am priceput și am început să cristalizez. Și zic așa, domnule, din moment ce respiri profund, îți alimentezi corpul cu dublă energie. Da. Cu dublă energie. Deci eu, singur, respirând profund,
Și atunci când m-am dus la Techirghiol, am respirat profund continuu. La ora 5 seara să pleci tu de nebun. Da, da. Da. Cum să vă spun eu, sunt oameni și din preajma mea care se uită strâmb când aud așa ceva, dar sunt și oameni care sunt receptivi la lucrurile astea. E simplu, domnule. Eu aici vin nu să fac, să muncesc, să trudesc. Eu vin să fac qigong, qigong. Qigong, kazma, qigong, sapă, cele mai bune sunt. Da, știi ce înseamnă? Cel mai important sport din lume e qigong-ul ăsta. Q-I-G-O-N-G. Da, am văzut în Herăstrău dimineața. Fac qigong. Ei n-au grădină. Da, există un ginkgo și în Herăstrău. Fiți atent. Qigong-ul înseamnă mișcări domoale ale picioarelor și mâinilor. Păi eu nu fac mișcări domoale. Uitați-vă. Și respir profund. Ăla e qigong. Dar plus, hai să vă spun, plus că acest pom îmi dă 2000 de principii active are. Nu se văd. E precum curentul electric. Da, nu se văd. Dar el are. El și toată vegetația. Da, în sfârșit. Voiam să vă mai întreb, așa. Cine, din câte știu, ginkgo biloba preferă, să vorbim și puțin despre sol, aici la dumneavoastră vă preferă lumina. Da, e o specie cu temperament de lumină, nu? Și preferă soluri, preferă, se dezvoltă mai armonios pe solurile bogate, profunde, revene, dar... Să nu fie mociriloasă, să nu țină apa. Da. Apropo de lumină, marele Ghiote, cel mai mare al nemților, poate și al omenirii, a scris poezia Ginkgo Biloba. Știți care au fost ultimile cuvinte ale lui Ghiote? Nu. Mai multă lumină. Da. În orașul lui. Natal sau... El, unde au fost republici, nu știu ce... cu W... în sfârșit, am un lapsus acum, în orașul lui acolo e o întreagă industrie cu ginkgo biloba. Să vând medalioane cu care da, sunt ca frunzea de ginkgo biloba. Și cercei care și cercei și acolo și în Germania. Și tot soiul de cănuțe, căni cu această, da, exact. Această frunză. Deci îi trebuie lumină. La Herculane, dacă ajungeți în gară, e. Chiar weekendul ăsta o să ajung la Herculane. Să-l pozați, fiți atent. De Segvoia din Herculane, de ginkgo nu știam că există. În gara din Herculane? Chiar în gară, are câteva sute de ani, dar pot să vă dau o adresă a cuiva care are pom de la mine. O să vorbesc cu persoana să poate ajungeți pe acolo. Bun. Ce vreau să vă spun? La gară e un crategus, un păducel. Da, păducel sau gherghinat. Un păducel, dar al naibii e înalt, cam raritate. E regiune cam mediteraneană acolo și a crescut. Dom'le, n-are niciun lăstar spre păducel. Totul e fin. Are lăstar încoace. Adică săracul s-a ferit de umbra păducelului. Deci oamenii se știe, e bine să-i pună la lumină, să nu-i pună totuși la alee, că poate cad pseudofructe și se strâmbă din nas. În rest, n-are. Eu trimit prin poștă, îl înfășor cu cartoane, și după aceea, de-a lungul cartonului, pune un arac să nu se rupă, din oțetar. Da, știm. Știți oțetarul? Care se aseamănă foarte mult cu sumacul. Avem multe de vorbit. Dacă încep și cu sumacul și cu asta, am acolo. Revenim la ginkgo, am povestit despre sol, am povestit... Chiar ce vârstă au ginkgo de aici, de la dumneavoastră? O luăm de aici. 2024 e ăsta, vedeți? Aceasta este creșterea, da. Ăsta a fost. Da. 2023
Aici, vedeți nodul? Da, da, da. Următorul, da. Cum vine? 22. Da. 22, uite, s-a crescut mai mult. A fost an mai, mai ploios. Că... Așa, aici, bravo, aici, ăsta da. E. După aia... În sfârșit, ăsta da, e. Uitați da, și pe aici. Da, da, da. În primii ani creșterea e mai lentă, dar apoi... Ia, haideți să știe... Să știe, să cunoască oamenii și ce îi afectează. Îi afectează șoricei, domne. Șoricelul, roade. Da. Ăștia au fost roși de șoricei la... Iată că nu pot să scot acum. Roade de jur împrejur. Ia uitați-l. Vedeți? Unde e coaja? Insecte știu că nu prea are. Ia uitați-l. Dăunători. Da, da. N-are. Șoricelul, câinele, roade. Poate știu de proprietăți și ei. Sute, mii de pomi mi-a rost atunci la pandemie. A fost și anul șobolanului atunci. Da. au fost băgate niște omizi cu izolate în, cu niște frunze de gingobio. Au preferat să moară decât să mănânce. Apropo de asta, într-un an când mai mă duceam la Herculane, tot duceam pompa acolo. Am pus și i-au aruncat, domnule, și ce a făcut, că anii următori n-am mai găsit. Dar, într-un an, era totul mâncat de omizi în Herculane, dar pomișorii mei erau întregi. Bă, da, cuvânt, dacă da, vă mi. Da, da, da. Deci n-are decât rozătoarele astea, șoricei și cu câinii rod. De ger vă spusei. Am dus. Rezistă, da. Chiar vă rog eu, dacă ajungeți, la bâlea, o să vă arăt poza. Dacă vreți, să facem o poză, totuși, și la ăla de la bâlea. Sigur, dacă am aveți, a, da. Aveți cu dumneavoastră, da, sigur. Că l-am acolo, aproape de gard. Domnule Biolan, pentru că timpul nostru se apropie de sfârșit, vom aborda un ultim subiect, acela al înmulțirii Ginkgo biloba. Se poate mulți din semințe și prin butășire, dar... Nu, prin butășire nu merge. Da. Am încercat. Am înțeles. În literatură scrie, nici eu n-am încercat prin butășire, dar m-am gândit că da. Deci nu sugerați, dar totodată puteți achiziționa de la dânsul pomi de Ginkgo sau chiar pomi, da? De Ginkgo biloba. Acum sunt chiar pomi, da. Cu transportul, cum ne-ați povestit, este mai greu, pentru că firmele de curierat nu acceptă. Ia. Dar domnul Biolan are o metodă proprie de a asigura puietul, folosește acest lemn de cenușer, de falsă. Dar tătă, le spun că poate vreunul, că mulți mă întreabă, domnule, e la balot? La... Nu ne trebuie balot. Deci scoatem pomii frumos, facem o mocirlă din nor, din pământ, da. O mocirlă, pământ... cu apă și dăm pe toate rădăcinuțile, mai ales alea micuțe. Da, da, da. Da? Și imediat înfășurăm în polietilene. Două, trei pungi de polietilene sau sac sau ceva, dar e important să fie polietilenă ca să nu iasă umiditatea afară. Bun. Că văd pe unii îi transportă așa cu rădăcina, pe portbagajul mașinii, ăla nu se mai prinde. Da, da. Nu. Imediat cum l-ai scos, eu cum îi scot, imediat îi mocirlesc și îi înfășor în poletere. O sesizare n-am avut că nu s-a prins pomul. Bun. Deci îi scot, îi curăț un pic de ramurile astea, mai așa, îi înfășor cu... cartoane, de exemplu și ăștia patru, dacă îi trimit cu carton de sus în jos, cu da, lipici da, de ăla da. Și în dreptul cartonului pe afară, acest arac, pun acest arac. El dacă
Ia uitați. Da? Să rezistă, și vrei. Rezistă... Să și vrei și nu mai poți să-l îndoi. Uitați-vă. Da, da, da. E foarte, foarte important. N-am avut plângeri cu cenușerul, nu? Pe care îl găsiți tot pe aici. Am mai avut. Spontan, zice, da. Ce mi-ai trimis, domnule? Ăla e pom fără rădăcină, fără nimic. N-am priceput că e aracul. Și știți? Să nu uităm să specificați dumneavoastră unde vă pot găsi cei interesați. Să pe Facebook, la Biolan Petre. Biolan Petre. Și dacă scriu Gingo Biloba... Biolan, super. Imediat și le dă. Este și o, nu, Biovegetal, dacă nu. Biovegetal e firma mea. Și pot găsi din și acolo pe site. Din 91 e făcută tot. Și n-am dat faliment. Așa am arătat cum a fost. Mă găsesc. E suficient să scrie Biolan, că imediat îi dă și restul. Da, da. Biolan Gingo Biloba. Biolan Gingo Biloba. Sau prin domnul Enescu să decânte ceva. Da, noi așa. Cu siguranță vom apela la dumneavoastră și noi am mai plantat în trecut câte un ginkgo. Acum că știm că aveți sursa asta valoroasă, o să mai venim și noi la dumneavoastră. Eu mă bucur tare mult de cei care se ocupă de natură. Că, domne, suntem considerați proști, așa, din antichitate, cei care se ocupau de agricultură erau considerați cei mai proști. Cei mai deștepți erau oia care stăteau degeaba. Dar Pitagora a spus, ocupă-te de natură, restul lasă-l muritorilor de rând. Fiți atent. Deci da, e foarte, foarte important că Pitagora a spus. El n-a greșit-o. Da. Domnule inginer, vă mulțumesc foarte mult. Anton, și eu vă mulțumesc. Aici. Îl salutăm pe această cale și pe Mihai Enescu, colegul nostru care n-a putut fi astăzi aici. Și eu îl salut. Și pe colegul Aurel în spatele camerei. Îmi place, mulțumim, Aurel. Îmi place cu ce vă ocupați. Și vă dorim multă sănătate, longevitate, asemănătoare. Precum, da. Direi proporțională. Arborelui pagodelor, mă scuzați. Da, vă mulțumim mult. Da. Multă sănătate. Cu multă plăcere.